În satul bunicilor mei există o legendă. Se spune că străbunicul meu ar fi îngropat o comoară înainte de venirea comuniștilor. Dacă plătești mea ta pe cineva cu detectorul, eu îți dau jumătate din ce găsim. De unde faci 200 de euro? Dacă nu plătesc întreținerea și lumina luna asta, mai fac 200. Și restul mă gândesc să-i cer dorul tăi. Știi că nu mă suport. Te iubește, dar de suportat te suport. Trebuie să știi, copiii sunt cel mai de preț. Dacă nu te bate gândul să divorțezi. Pentru tine ar putea fi o afacere. Am găsit pe cineva. Aici e ceva mărișor. Și aici. Și aici. Și aici. În cazul ăsta eu zic să ne apucăm să săpăm. Eu cred că asta e o șansă pe care nu mai întâlnești niciodată în viață. Se rog eu frumos, numai să n-au orice sârmă, că mă doare capul. Nu de joacă, trebuie musai să le declarați. Că dacă vă prinde poliția, faceți pușcărie. Ne căutăm o comoară, nu înțeleg. Nu, nu. Mă, că-ți dau un rezultat de unde poți jos, mă. Ce zici, mă, că faci tu? Bă! Unde-i comoara? Asta e, tati. Păi și unde sunt cristalele, rubinele, aurul? Am întâmplat ceva? Cunosc un hoț aici. Vă l-au rezolvat în 2-3 minute. Mă, cum minte, mă, că avea se duce gire la poliție. Nu mai durează mult. Îmi pare rău că am întârziat. Te iert.